Vă cer îngăduința să spun câteva anunțuri. Mulțumim Domnului pentru frații noștri care ne-au vizitat, pentru frații Puiu și Vali, pentru efortul lor să ajungă în casa Domnului după o călătorie epuizantă. Ei vor fi și duminică de dimineață cu noi. Ne rugăm Domnului să-i binecuvinteze în slujirea lor și să binecuvinteze biserica, să primească îmbărbătare și lumină din partea lui Dumnezeu. Mâine seară, în cadrul unei sărbători de aniversare, Biserica Philadelphia, care împlinește 40 de ani de slujire, grupul de bărbați, soțiți de fratele Andrei Fedur și fratele David, vor merge să reprezinte biserica noastră și să fie la sărbătoarea Bisericii Philadelphia. Ne-am rugat pentru ei și ne rugăm în continuare Dumnezeu să-i binecuvinteze și să se folosească de ei. Mâine seară, fanfara mică nu va avea repetiții și nici tinerii nu vor avea serviciu, pentru că 90 dintre tinerii bisericii vor merge în Los Angeles alături de dirijorii corului de fete și ai orchestrei, alături de fratele Ștefan, de soția lui, și eu o să merg cu ei și v-am cerut în ultimile zile să vă rugați pentru noi, Dumnezeu să ne binecuvinteze și călătoria, să ne binecuvinteze și slujirea. Acum aș vrea să citim împreună din Scripturi, 2 Împărați, capitolul 13, și o să spunem câteva cuvinte în cadrul acestor cicluri de predici din Împărații Bibliei. O să lăsăm un pic de timp de rugăciune în încheiere și apoi, primila Domnului, ne despărțim și mergem acasă binecuvântați de prezența Domnului și de slujirea fraților. Vă rog să vă ridicați în picioare. 2 Împărați, capitolul 13, o să citim în această seară. Versetele de la 1 la 9. În al 23-lea an al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioahaz, fiul lui Jehu. A domnit 17 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. A săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și nu s-a abătut de la el. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile lui Hazael, împăratului Siriei, și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împărații aceștia. Ioahaz a rugat Domnului. Domnul a ascultat, căci a văzut apărarea sub care ținea împăratul Siriei pe Israel. Și Domnul a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor și au locuit în corturile lor ca mai înainte. Dar nu s-au abătut de la păcatele casei lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască. S-au dedat și ei la ele și chiar idolul Astartei sta încă în picioare la Samaria. Din tot poporul lui Ahaz, Domnul nu-i lăsase decât 50 de călăreți, 10 care și 10.000 de pedeștri, căci împăratul Siriei îi prăpădise și îi făcuse ca pulberea pe care o calci în picioare. Celelalte fapte ale lui Ioahaz, tot ce a făcut el și isprăvile lui, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Ioahaz a adormit cu părinții săi și l-a îngropat la Samaria și în locul lui a domnit fiul său Ioas. Amin. Mulțumesc, stimaților, reocupați-vă locurile. Primila Domnului, în această seară am ajuns la împăratul Ioahaz. Este predica cu numărul 33 din ciclul acesta de predici și scopul nostru a fost să cunoaștem îndeaproape în cadrul acestor predici biografice împărații celor două regate, respectiv cel de sud, Iuda, cu capitala la Ierusalim, care a avut 20 de împărați, și cel din nord, Israel, cu capitala la Samaria, care a avut 19 împărați. Astăzi vorbim despre Ioahaz, fiul lui Jehu și tatăl lui Ioas. Spuneam data trecută că Jehu este dinastia cea mai mare care a domnit cea mai lungă perioadă de timp în regatul de nord. Atunci când vorbim despre fiul său, despre Ioahaz, spunem că el a domnit la Samaria, capitala regatului de nord, Israel, 17 ani. A domnit din 814 până în 798. El a avut o domnie ștearsă în Biblie,
Motiv pentru care Biblia vorbește foarte puțin despre el. Domnia lui Ahaz a fost caracterizată de idolatrie și de faliment. Aș vrea să surprind două lucruri în seara aceasta și apoi o să avem un timp de rugăciune în încheierea serviciului divin. Aș vrea să surprind viața spirituală a împăratului și mai apoi viața spirituală a poporului și să subliniez faptul prin aceste două gânduri, să subliniez faptul că atunci când împăratul este un împărat bun, poporul își îmbunătățește viața. Nu mă refer neapărat la viața socială, politică, materială, și mă refer în mod deosebit la viața spirituală și morală. Atunci când împăratul este un împărat rău, poporul se îndepărtează de Dumnezeu. În general, oamenii sunt conduși, se lasă conduși. Este o rânduire divină și este un mod de organizare socială. Observați că în toate dimensiunile vieții există cineva, că-l numim șef, că-l numim lider, că-l numim primar, că-l numim președinte, că-l numim boss, indiferent cum îl numim, peste un grup de oameni există o căpetenie. Când vorbim despre viața spirituală a împăratului, remarcăm faptul că Biblia ne spune că a fost un împărat rău. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Un împărat să facă ce este rău înaintea Domnului când Dumnezeu l-a pus pe el împărat. Ce paradox! Oamenilor le este ușor să fie răi și trebuie să facă eforturi considerabile și disciplinate ca să nu fie răi. În mod natural oamenii sunt răi și dacă nu fac nimic să nu mai fie răi, ei vor fi răi, vor muri răi și vor merge în iad pentru răutatea lor. Apoi Biblia remarcă faptul că el a fost un om religios, dar a fost un tradiționalist. Cei mai mulți oameni care împărtășesc religia creștină nu sunt născuți din nou, ei sunt doar tradiționaliști. Biblia ne spune următoarele cuvinte: a săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Știți cum a păcătuit Ieroboam? Prin religie. Vă puteți imagina că unul dintre cele mai mari păcate, ca să fiu concret, este tocmai religia? Evident, mă refer la religia numită idolatrie. Să te închin la cine nu trebuie este unul dintre cele mai mari păcate în fața cui ar trebui să te închini și ești infidel față de el și te închin la altcineva. Este o infidelitate spirituală. Nu te mai închini la Dumnezeu care te-a creat și te închini la tot felul de chipuri cioplite, sculptate, pictate sau desenate. Aceasta este o religie, o religie care te abate de la închinarea adevărată. Tradiția, punerea ei în locul lui Dumnezeu este un păcat. Ioahaz nu s-a pocăit de păcatele lui. Biblia spune, nu s-a abătut de la păcatele lui. Să trăiești o viață de om, să ajungi împărat, să ai pe lângă tine așa de mulți slujitori și așa de multe privilegii și totuși să nu-ți treacă niciodată prin cap să te oprești de la păcat și să trăiești o altă viață. Ioahaz s-a rugat în timpul asediului sirian și din milă pentru popor Dumnezeu l-a ascultat pe Ioahaz, așa spune Biblia. Ioahaz s-a rugat Domnului și Dumnezeu l-a ascultat pentru că a văzut apăsarea sub care ținea împăratul Siriei pe Israel. Al doilea gând este să prezint în câteva cuvinte viața spirituală a națiunii și să surprind faptul că după cum este împăratul, așa este și poporul. Bunica spunea, după cum e turcul, așa este și pistolul. Biblia menționează asediul asirian care a fost lung și greu și oamenii care au ajuns în condiții de viață inexplicabile. Au ajuns să-și mănânce copiii. O mamă să-și mănânce copilul. Noi toți știm că una dintre cele mai adânci formă de iubire și sacrificiu e iubirea și sacrificiul unei mame. Cum să-ți mănânci tu ca mamă copilul? Cât de disperată trebuie să fie o femeie să-și mănânce copilul? Cât de mare trebuie să fie foamea și lipsa? Ajunseseră să se vândă găinați și tot felul de resturi, de excremente, de la păsări și animale. Astea se vindeau ca mâncare de lux. Vă puteți imagina unde ajunseseră oamenii aceștia? Și nu s-au gândit să se pocăiască. Nici nu le-a trecut prin cap. Întrebarea este, ce au avut în cap dacă nu le-a trecut prin cap să se pocăiască? Nici în condiții de viață, nu de viață. Că asta nu mai era viață, asta era o supraviețuire.
Biblia menționează că poporul nu s-a abătut de la păcatele casei lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Ei înșiși au imitat exemplul acestui împărat din trecutul lor și încă era în capitală un idol al Astartei, în fața căruia ei se închinau. Poporul ales de Dumnezeu. L-a chemat Dumnezeu pe Avram să iasă din Mesopotamia, l-a adus în Canaan, din el a făcut popor de aramei, de evrei. Și acești evrei au ajuns cei mai idolatri oameni. Cât de mare este riscul unui credincios să fie mai rău decât oamenii din lume? Foarte mare. Cât de mare a fost riscul poporului ales să fie mai idolatru decât popoarele din împrejurul lui? Istoricii explică evenimentul acesta spunând că armata siriană era mai puternică, a evreilor era mai mică și din pricina aceasta au fost învinși. Ce spune Biblia? Uitați cum remarcă Biblia acest eveniment. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile lui Hazael, împăratul Siriei, și mâinile lui Hedad ben Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împărații aceștia. Istoricii spun, au fost învinși de sirieni și caută argumente. Armata e mai puternică, ploaia a bătut din partea asta, vântul a bătut din partea asta. Dumnezeu spune următorul lucru. Eu am îngăduit ca ei să fie învinși pentru ca să le dau o lecție și să le atrag atenția că eu exist și că ei sunt infideli față de mine. Eu mi-am făcut datoria față de ei, dar ei nu și-au făcut datoria față de mine. Și prin necazurile pământești, omenești, am încercat să le atrag atenția asupra mea. Idolatria, necredința și îndepărtarea de Dumnezeu i-a condus la faliment național. Priviți ce spune Biblia. Din tot poporul lui Ahaz, Domnul n-a mai lăsat decât 50 de călăreți. 10 care și 10.000 de soldați, căci împăratul Siriei îi prăpădise. Pe cine prăpădise sirienii? Pe poporul lui Dumnezeu. Dar unde era Dumnezeu? De ce nu și-a apărat poporul? Pentru că acest popor a ieșit în mod intenționat de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să continuăm rugăciunea. Și rugăciunea aceasta să fie ca o aplicație practică a cuvântului din seara aceasta. Poți veni la biserică și Dumnezeu să te pedepsească. Dumnezeu să-ți întoarcă spatele. Pentru că ai o viață personală murdară, pângărită, idolatră. Pentru că trăiești în absența purității. Pentru că nu ai niciun fel de interes pentru Dumnezeu și pentru împărăția sa. Poți veni la biserică, dar vii din obișnuință sau vin din alte motive. Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Poporul ales a ajuns să fie pedepsit de Dumnezeu și Dumnezeu s-a folosit de armate străine pe care altădată le-a făcut praf ca să-și apere poporul, dar de data aceasta l-a expus. Aș vrea să te rogi în direcția aceasta pentru dumneata și pentru casa dumitale, pentru mine și pentru casa mea. Și sigur, în rugăciunea aceasta, să ne rugăm pentru toate celelalte lucruri pe care Duhul Sfânt le aduce în mintea noastră. Să ne rugăm, frați și surori, și să ne silim, să veghem și să ne rugăm, pentru ca să nu cădem de oboseală acum când se apropie dimineața, acum când mai este puțin până la linia de sosire. Am trecut prin zăduful zilei. Să nu cădem de oboseală acum când suntem aproape să ajungem la sfârșitul în care Domnul ne va întâmpina și ne va spune, vino rob bun și credincios. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, să ne continuăm alergarea, să păzim credința cu multă pasiune, să avem râvnă, să nu ne pierdem râvna, să ne îmbărbătăm unii pe alții și să fim primii în fapte bune, că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Și dacă cineva ne supără, noi să iubim și să iertăm, să ne silim să facem asta în ciuda neputinței cărnii în care trăim, să fim primii urmându-L pe Domnul. Să vadă copiii noștri în noi, să vadă nepoții noștri în noi, să vadă urmașii noștri că-L iubim pe Domnul, că-L cunoaștem pe Domnul. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.